Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața la cafea. Acum o pregăteam. Începem emisiunea de astăzi prin a vă spune că suntem în țara în care avem cei mai mirați și nevinovați miniștri și conducători în general. Ei sunt atât de nevinovați încât câteodată îți vine să iei, să-i înremezi și să-i pui undeva într-un tablou în locul icoanelor. Vedeam ieri, după nenorocirile care au venit una după alta în prea frumoasa noastră țară, grădina Maicii Domnului, cum un ministru, pe numele său Predoiu, fost la justiție, adică, mă înțelegeți, fost, așa, acum la interne, vine și ne spune, zice, domne, ce e groasă, și că e groasă, groasă, groasă de tot. Zice, domne, inspectoratele de poliție trebuie reformate, domne. Trebuie reformate. Asta când? După ce? Știți cu toții, de acum nici nu mai are rost să repetăm de atâtea ori, un nenorocit cu bani, nenorocit de bani gata, nu el de vină, ai lui, sistemul. Deci nenorocitul ăsta a omorât pe alții. Și vine acum ministrul, spune, domnule, zice, noi... Ce am luat act de chestia asta. Nu se mai poate așa, nu se mai poate. Ia să facem noi reformă. Păi cum adică? Păi zice, în Constanța, domnule, în Constanța, județul ăsta cu atâția turiști, cu toți, și mai vine și cu unul cu o declarație că s-a pierdut războiul cu infracționalitatea în Constanța. Poliția a pierdut războiul cu infracționalitatea. Păi, tovarășul ministru, băi tovărășeilor, în Constanța războiul cu infracționalitatea este pierdut din 1990. Pe litoral, regea o făcea ministrul de interne al Constanței, Nureddin. El făcea legea, nu polițiștii. În port, legea o fac mafioții cu gulere albe și ei alții. Nu poliția aplica legea. În port, mafioții. Degeaba vine acum și ne spune toarșul Predoiu că, vezi, doamne, noi vom face, vom drege, vom... Nu veți face nimic, pentru că ați distrus poliția, voi. Cei care au făcut legi în România. Apropo, domnul Predoiu era ministru de justiție când erau făcute tot felul de legi privind Ministerul de Interne. V-ați bătut joc de poliție, ați pus în funcții de conducere politruci sau oameni care pupau degetul politrucilor, pentru că altfel nu puteau să fie șefi. V-ați implicat, voi politicienii, voi cei care conduceți, în decizii luate, care trebuiau făcute cu legea în mână, nu cu legea și cu statutul politic în partea cealaltă. Și ați distrus poliția. I-ați trimis la pensie, la 40 și ceva de ani, lăsându-i după aceea să-și facă structuri paralele și să facă ce au învățat cel mai bine, să protejeze, nu populația, să protejeze pe cei care au nevoie de protecția unor oameni care știu cum să aplice legea și cum să o ocolească. Pentru că asta
învață. Îmi spunea cineva din sistemul de acolo că la școala de poliție, mă rog, școala de poliție, la Câmpina, la Câmpina, dacă nu mă înșel, trasul de țigări, hai să le spunem, recreaționale, este un sport la locul lui în fiecare pauză și seara. Și că se face trafic fără niciun fel de problemă. Au apărut și câteva scandaluri pe tema asta. Dar mușamalizate rapid, că acolo e unitate militară, mă înțelegi? Când apare un domn ca Predoiu și spune că acum, pe baza controlului de la Constanța, el declanșează reforma în inspectoratele de poliție, rețineți, în inspectoratele de poliție, nu în Ministerul de Interne, că acolo nu trebuie să faci reformă. Acolo totul este reformat deja. Adică ăla cu ăla, aia cu ăla, ăla cu aia și tot așa. Și împreună spre vârf. De acolo, știți cum e cu peștele care se împute de la cap? Ei bine, se împute de la cap Ministerul de Interne și ce avem noi în teritoriu deja este, cum să vă spun, chiar distractiv. Țineți minte când îl schimbau pe fostul șef al poliției? Pentru că folclor, cineva i-a cerut, deci folclor, intrăm la momentul de tradiții folclorice, cineva i-ar fi cerut, și bă, eu sunt arestat, dar lasă-mă să mă duc acasă. Știi, fac un duș, mănânc ceva, eventual îmi chem nevasta sau armanta și pe urmă mă întorc. Închidem folclorul. Deci fostul șef al poliției, schimbat, după controale venite cu temă, la cerere. La cerere. Și controlele n-au găsit, și n-au găsit, și n-au găsit, și n-au găsit, și până la urmă au zis, bă, firar să fie, dar noi nu avem ornisul în subordine. Și l-au făcut cu ornisul. Cum au fost numiți adjuncții? Politic. De ce? Păi unul zice, bă, lasă-l bă și pe ăsta, bă, să ajungă șef, bă, ca să iasă la pensie șef, bă. Ălălaltul e băia, bă, știe să arunce la poartă. Și tot așa. Și tot așa. Uitați-vă cum se intervine pe stradă de către poliție. Nu mai vorbim de poliția locală. Altă catastrofă. Vreți exemple din neamț de lucruri făcute aiurea de poliție? Câte doriți. Culmea e că mai sunt în poliție oameni care vor să facă treabă. Chiar mulți și-ar dori să facă treabă. Dar lucrurile sunt în așa fel aranjate încât nu prea poți. Se miră acum toată lumea că vezi, Doamne, un drogat a omorât doi oameni. Ia hai să ne uităm un pic în urmă câți drogați au omorât oameni și câți bețivi au omorât oameni și câți șmecheri, fără droguri, fără băutură, au omorât oameni pentru că pot. Pentru că merg cu mașina fără semnul de începător, fără ITP, ia aprind un amărât pe stradă fără ITP, executat în doi timp și trei mișcări. În doi timp și trei mișcări. Executat, nu se discută. Noi, vai de mine, bodycam-ul, dăm drumul. Dar ei alți? Știți, dânsii au funcții de răspundere. Ei sunt... A, nu el dâns, nu el, el nu el. Asta e un... Da, Tatsu. Bun, dar și Tatsu ce face? Are imobiliare. Da, dar Tatsu e prieten cu ăla. Și așa mai departe. Un episod, apropo de poliție. Un miciman din poliție amendează doi tovarăși pentru că
zicea el, n-au purtat mască în timpul pandemiei la o intervenție. De fapt, micimanul respectiv, un nemernic, ieșit la pensie între timp, cu onoruri, periat de cei de la sindicate, vai săracul cât a suferit el, nemernicul ăla a dat amendă pentru că unul dintre cei doi era ziarist. Și a pus amendă și s-a și lăudat cu asta. Pe imagini se vede clar că toată lumea purta mască, mai puțin tovarășul. S-a întâmplat ceva? A, da, s-a intervenit drastic, tovarăș. S-a intervenit. Adică un polițist pus să ape ordinea dă o amendă că așa vrea mușchii lui ca să răzbune pe cineva. Și ce se întâmplă? E bine mersi la pensie. Și asta este problema. Abuzurile nu sunt sancționate și atunci și ei acționează în felul ăsta. Trecem de la drogați, trecem la ai luat Arafat. Dom'le, a explodat o stație de GPL. Asta e vorba patronului, tatălui patronului. Au murit doi oameni, îmi pare rău de ea, de pompieri, treaba lor. E. Om fi noi toți românii ascultători și ne place să spunem când trece Arafat să trăiți toar și conducător suprem. Dar parcă ceva pute. La un asemenea gen de intervenție cu un pericol potențial enorm, cu mașini cu GPL acolo, în buza exploziei, cine a luat hotărârea să bage oameni în apropiere să stingă focul? Când probabil și un copil la clasa a doua, dacă merge un pompier voluntar să-i predea la o oră din aceea de cursuri speciale, îi spune, în locul unei explozii, primul lucru care se face, te asigur că nu mai există victime. Încerc să localizez. Cum au putut să fie răniți atâția pompieri? La asta nu răspunde nimeni. Când cineva a pus întrebarea, a sărit domnul Arafat în sus, de parcă l-ar fi întrebat cineva de cimitirul, de spitalul de la Lescani. Sau de autobuzele alea speciale luate de el în timpul pandemiei. Sau de cum s-a dotat celebra lui fundație. Să zic domnul Arafat, nu domnule, s-a intervenit perfect. Perfect s-a intervenit. Păi dacă s-a intervenit perfect, nu aveam pompieri răniți și arși. De asta nu răspunde nimeni, chiar nimeni, că s-a, bine, procuratura militară va deschide o anchetă peste 72 de ani și 76 de zile, vom avea dosarul trimis în instanță. Peste 96 de ani vom avea o primă sentință și după ce la Crevedia, pe locul tragediei, vor crește, va fi un câmp de mimoze, vom avea și o sentință. Faptele s-au prescris. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Toți șmecherii din Crevedia, vorbesc de aia care erau în organii de control, poliție, ISU, cine ori mai fi fost pe acolo, toți știau că acolo se desfășoară activitate. Să spună lui Mutu că nimeni nu știa ce se întâmplă acolo. Mutu din Azerbaijan, evident. Fostul fotbalist. Știau toți. S-au dus, au dat niște amenzi, ăia de la ISU și zice, dom'le, noi ne-am făcut treaba. Am anunțat instituțiile. Și instituțiile au făcut pe ele. Și acum le-a explodat rahatul în nas.
au vreo problemă, să nu vă faceți probleme. Nu vor avea nicio problemă. Vor fi 2-3 țapi spășitori, după care lucrurile vor intra în același normal. Pentru că GPL-ul ăla adus acolo, în punctul ăla de lucru neautorizat, mergea pe niște contracte autorizate. Mă înțelegeți? Contracte autorizate. Pe contracte făcute prin încredințare directă, unde? La instituții, adică la primărie, la coțofenie, la poliție, la cutare. El acolo mergea. Și tu, când venea hârtia, ziceai, de unde este? De la Flaga, sau cum se chema? Po, ăștia ce-s firmă serioasă, doamne. E băiatul lui primarul. Apropo, primarul de Crevedia, unde s-a întâmplat chestia asta, a fost condamnat și el la un an de închisoare cu amânarea pedepsei. A cumpărat un bun furat și l-a tăinuit. A recunoscut omul. Și dacă a recunoscut, nu era normal să-l aleagă primar? Cum adică? Om cinstit. Om cinstit. Deci, toți știau. Și acum vine unul și spune, ce, domne, ce vom lua măsuri și vom controla tot ce înseamnă GPL-uri în țara asta. Vor controla. A ieșit toașul Piedone. Piedone. Nu ăla înnotătorul, campion la not și actor. Al nostru. Piedone al nostru. Ăla cu colectivul, dacă mai țineți minte. Arestat degeaba după colectiv. Arestat degeaba după colectiv. Făcut cu pușcărie. Eliberat. Și acum vine și spune ceva de genul ăsta. Zice, bă, băieți, zice, eu am desfințat o stație. Vine presa tâmpită și spune, domne, a desfințat Piedone o stație. După care omul vine și spune, domne, n-am desfințat-o eu. Am căzut la mica înțelegere cu ăla. Să-și ia sculele, să plece, că era neautorizat. Dar dacă nu și le lua, n-aveam ce face. Mă judecam cu el. Îi dădeam o amendă. Mă judecam cu el și nu se știe. Pentru că în sectorul lui Piedone spune că mai erau încă vreo 12 neautorizate. Și că marea majoritate a stațiilor GPL sunt neautorizate în această țară, stimați tovarăși și prieteni. Sunt neautorizate. Și acum facem un control. Să controlăm ce am controlat înainte, am amendat pe aici, pe acolo, cu o brază, adică nu așa. Dar n-am închis. Păi cum să închidem noi o activitate economică atât de bună pentru niște tovarăși care știu să contribuie la partide cu sumele corespunzătoare oficial și la negru. Și vine acum, domnule, vine primul ministru, ce vom fi drastici, vom căuta gaura la covrigii de Buzău până vom găsi un aer curat, fără GPL acolo. Nici măcar, cum să vă spun eu, să nu jignesc un animal, nici nu știu ce animal să găsesc, nici măcar un asin nu crede în spusele lor. De ce? Pentru că ne-am obișnuit ca ei să iasă la televizor după nenorociri și să pozeze ca să obțină ce? Imagine și voturi. În rest, îi doare în papuci. Papuci aia, făcuți la comandă, aduși în Italia, nu orice fel de papuci. Și dacă se poate, aduși și la negru, fără taxe vamale, e perfect. La noi în neamț GPL-uri, la noi în neamț GPL-uri am fost deschizători de drumuri. Nu știu dacă am o imagine la un coleg cu stația GPL de la spital. Pleci în buza spitalului, ăla care a luat foc, știți, atâiu, mai contează. Apropo, lumânarea Batovina a fost de vină acolo. Lumânarea. Nu cum s-a ajuns să se întâmple o asemenea nenorocire într-un spital
de care și-au bătut joc toți. Nu este de vină ăla care a schimbat directorii ca pe șosete. Pardon, scuzați chestia cu șosetele. Nu este de vină Consiliul Județean, eu vorbesc aici nu de Arsene și aia, consilierii, că îi doare la bască și se uită și votează doar așa cum, în loc să se implice și să dea de pământ acum cu toașua saftei, să dea cu el de toți pereții că nu-i, că-i minte în legătură cu spitalul și minte și populația în legătură cu spitalul. Să ia să dea cu el de toți pereții, să spună, bă, ai semnat sau n-ai semnat contractul ăla? Ce ne e tot la cap atâta? Și ei sunt vinovați. Și ei sunt vinovați. Și noi suntem vinovați că am ales. Noi suntem vinovați că am ales. Noi suntem vinovați, spunea un coleg, domne, hai să umplem partidele, să mergem la partide. Și umplem partidele și ce facem? Că rețelele sunt făcute. Rețelele pe care se numește, ca să spargi rețelele, trebuie să ai o majoritate cumplită și atunci, dacă faci scandal, te trezești legat a doua zi. Că nu știi în rețelele alea unde este un fiu, un nepot de aia care împart legea. Deci în neamț, stație GPL lângă spital, dar nu de acum, domne, 90 și... Eu sunt curios. Acum ar putea fi autorizat o stație acolo? Probabil că da, nu? Probabil că da, dacă respectă regulile. Dacă nu sunt în apropiere la 30 de metri instituții. Dacă nu sunt la 15 metri locuințe. Da, ați auzit bine. La 15 metri poate să existe o locuință lângă stația GPL. Aceste personaje cu ochi care ne conduc cu gură, în loc să ia legile la lins, să facă legi simple, ușor de aplicat, ei vin la televizor și spun, doamne, vom face reformă. Zici, vai, avem varza la Cluj, de ce să nu facem și reforma la Predoiu? Să nu facem și... o cosmetizare a României a la Ciolacu sau a la Drulă, că l-am uitat pe toașul Drulă și pe al său Voiculescu și pe ălălaltul Barna. Păi am avut colectivul, nu? Dom'le, atunci ați auzit după colectiv? Vom fi drastici, vom face totul. Și l-au condamnat pe Piedone. Că n-a semnat el, că nu a dat autorizație, că n-a semnat. De ăia care au controlat și mergeau pe teren, au fugit unii prin alte țări. Asta este țara miniștrilor mirați. Eu cred că s-au născut mirați atunci când au ieșit. De unde au ieșit? Au dat cu ochii și mamă, ce țară aici! Ce cam mult sânge în jurul meu, mulți în albi. Dar lasă că faci o reformă a educației când se naște unul ca mine să nască total într-o chestie septică și așa, nu mai atâta, ce atâta mizerie, ce cordon umbilical, domne, nu mai trebuie cordon umbilical. Facem reformă, de acolo ei să nască reformă. Pe timpul Luceașcă se vorbea de organizații, știți, Șoimii Patriei, Pionieri, și se propunea acolo și Scutecele Înflăcărat și Embrionul Revoluționar. Ăștia, din aia, embrion revoluționari, ajung să ajungă direct miniștri. Deci ei, de acolo, de la ce munu alea cu organizațiile alea din care se selectez viitori tovarăși și prieteni? Nu, domne,
embrionii. De la embrionii luăm și facem, ăsta e ministru, ăsta e președinte, ăsta e polițist șef, ăsta e ministru de justiție. Avem o țară condusă de niște personaje cu ochi. Era o vorbă cu ochii, nu mai știu exact cum e. Aceste personaje fac mai mult rău decât idiotul ăla care și-a aruncat țigara și-a dat drumul la GPL. Pentru că ei sunt în fiecare moment, în fiecare moment, factorii declanșatori ai unor nenorociri. Și avem atâtea nenorociri încât nu-ți mai trebuie nimic în țara asta. Nenorociri pe drumuri, nenorociri pe trenuri, nenorociri în spitale, nenorociri în azile. Ce merge bine, domne? Păi merge bine așa. Guvernul să trăiască, șefii de instituții să trăiască, copiilor lor, căci vorba lui Ștefan, cel mare, Moldova nu e a mea, nici a voastră, ci a urmașilor mei. Da? Asta e. Și acum vin acești tovarăși și ne spun așa, dom'le, noi vom controla și vom pedepsi. Vom pedepsi țigara de la care a pornit focul. Vom pedepsi mașina. Vom pedepsi pe 1-2, îi mutăm, îi dăm afară la pensie, că săraci au muncit până acum, au greșit și ei în prag de pensie, ce să faci? După care îi angajăm consilieri pe la diferite cabinete. V-ați întrebat vreodată câți foști polițiști, securiști, isuiști sunt prin cabinetele șefilor acum? De primari, de președinți, de consilii județene și alți asemenea potentați? Mulți, vă spun eu. Avem și în neamț. De ce? Pentru că băieții ăștia sunt ordonați. Li se dă un ordin, știu să-l execute, nu contează cum. Li se spune, te faci că ești prost? Se face că e prost, deși el nu e prost. I se spune, amân chestia asta? Mă pricep, șeful a amânat cât vrei, matale. Și mă duc și amân cât vreau eu. De ce fac asta? Pentru că sunt tineri în putere, au pensie bună și pot primi și un salar. Ați mai auzit ceva de ce spunea domnul Ciolacu? Vom face reformă în administrație. Au făcut. Fac. La Consiliul Județean Neamț s-a votat o nouă organigramă. Consilierii au văzut-o cu o oră înainte de ședință. De așa era teancul de hârtii. Erau teancuri de hârtii. Și când s-a ridicat un consilier, altfel om cu bun simț, de pe vremea comuniștilor. Consilier și-a zis, domnul președinte, știți, dar nu-i frumos să ne dați nouă, e prima dată când vin și eu într-o ședință și n-am citit proiectul. Îmi permite legea. Legea îți permite să fii impertinent, dar să fii impertinent și cu ai tăi. Îți permite legea? Și-au schimbat organigrama, că de aici plecarăm. Și ca să vezi ce? Băi, organigrama aia s-a făcut atât de în spiritul reformei, încât au rămas locuri în plus, domne. Au locuri în plus, domne. Și pe organigramă s-a făcut așa. Cine a făcut organigrama? Cică serviciu măturat uși cu aspirator virtual. Da, aici sunt băieții mei. Ia să mai aducem doi ca să-l facem mai bun. Serviciu control și alea, tipa aia mă cam deranjează. Ia hai să-l reorganizăm și-l ducem la toașul Conachi. Luăm pe aia cu proiecte și o băgăm la Conachi acolo, că ne cam deranjează. Și Conachi știe să o țină. Ălălaltul cu achiziții, unde îl dăm, domne, achiziții? Că astea sunt periculoase. Ia să-l băgăm pe gâtul ăla.
ca să se mai cumințească un pic. Și au făcut reformă. Au făcut reformă. Au mai rămas locuri în plus. Adică nu te pui cu ei la reformă. Și după aceea, mare scandal, 10 scandal în neamț. Carmen Seculare a cerut posturi în plus pentru ansamblu și pentru astea. Dom'le, și ei toți, absolut toți. Cum adică, dom'le? Păi noi care am făcut reformă și facem reformă să angajăm în plus la cultură? Că se supără șeful. Că el a făcut reformă. Dar nu s-a întrebat nimeni. Cum s-a ajuns ca la Carmen Seculare să ai 8 sau 10 dansatori în loc să ai un ansamblu? Pentru că s-a mai făcut o reformă. Pe vremea tașului Pruteanu. Dacă îl mai țineți minte. Președinte Consiliul Județean. A zis cineva de la București, domne, trebuie să tăiem, să facem reformă. Și trebuie să facem reformă pentru că... așa. Și tașul Pruteanu a zis, da, tăiem, cum să nu tăiem? De unde tăiem? Președinte, din Consiliul Județean putem tăia? Nu, de acolo nu. Tăiem de la Carmen Seculare, domne, și așa țopăie ea pe acolo. Și-au tăiat. Și-au făcut reformă. Așa se face și acum reformă. Și s-au mirat toți. Cum îndrăznesc ăștia de la Carmen Seculare ce are posturi când noi la Consiliul Județean ne-am reformat? O nesimțire totală. Nimeni nu stă să analizeze niște lucruri. Să stea cu picioarele în apă rece sau în bere rece. Na, hai, treacă de la mine. Și să spună, bă, avem noi nevoie de ăștia la Consiliul Județean? Nu. Ne mândrim când vine cineva că avem un ansamblu, dar hai să vedem noi, care e definiția unui ansamblu? Câți dansatori ar trebui să aibă? Cam ce ar trebui să aibă el? Ar trebui să aibă și instrumentiști sau nu? Păi nu, că zice, lasă că are fluturi acolo, 120 angajați. Și îi chemăm de acolo, că doar ce mai contează. Nimeni nu este interesat. Vorbim de reformă în învățământ. Dar când se fac lucrurile la școli, reforma asta funcționează la ordin. Și după necesități. Păi cum adică? Dacă toată lumea vrea să meargă la o școală, mai contează restul școlilor? Mai contează încadrarea? Nu, nu contează. Și rezolvăm. Reformă în România. Reformă în România vom avea când actuala clasă politică va dispărea. Până atunci nu. Și apropo de, ca să încheiem și cu asta, basta, că am vorbit deja prea mult și nici nu prea, vorbesc aici ca să rămână aceste lucruri. Dom'le, este mare doliu într-o zonă a politicii românești. Un doliu din acela nici nu mai e cu negru. E cu negru, cu alb, cu roșu, cu ce vreți dumneavoastră. Niște băieți sunt într-un doliu total. Zilele trecute, caut telefonul ca să nu greșesc, să vedem. Zilele trecute a fost o întâlnire istorică la o ambasadă din România. Haideți să vedem exact. Vă citesc știrea. Alexandru Muraru, fost consilier al premierului Ciucă, pe probleme de antisemitism și xenofobie. Ăsta e băiatul ăla care când cineva pronunța Antonescu, el zicea, ăla care a pronunțat Antonescu este antisemit. Când cineva pronunța Vulcănescu, ăsta parcă avea un hemoroid antisemit undeva și sărea în sus. Așa? Deci, a lansat un apel către ambasada Israelului. Acum știți cum e, ambasada Israelului se cam rupe, dar asta e altă poveste.
După ce ambasadorul a avut o întâlnire cu șeful, țineți-vă bine, pe scaune, vă rog frumos, țineți-vă bine pe scaune, cu șeful AUR România, Eugen Simion, ăla care era reclamat de domnul Muraru pentru antisemitism, xenofobie, așa. Și s-a întâlnit, deci, ambasadorul Israelului cu șeful AUR și cu șeful județului regional Shomrom din Israel, membru al partidului Likud. Și au discutat. Și domnul Muraru s-a supărat. Bă, mi-ați luat jucăria. Eu cum mai reclam acum AUR-ul la voi? Că e antisemit. Și îi spune ambasadorul. Și domne, zice, domnul Simion a condamnat ferm antisemitismul, a declarat toleranță zero față de antisemiții din România, a fost invitat în Israel să viziteze coloniile din Iudeea, Samaria și Ierusalim. Domnul Simion a acceptat cu plăcere invitația, declarând că ar fi onorat să viziteze inclusiv Ierusalimul. Așa, bla, 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 bla. Deci, stimați tovarăși și prieteni, domnul Simion și AUR au fost legitimați de țara care a suferit, deci ai cărui cetățenii Israel, mă rog, la vremea aia nu erau cetățenii lor, deci au suferit în război, alături de alte populații, numai că în dreptul lor a apărut cuvântul Holocaust, pentru că a apărut. Și acum, domnul Simion, care era antisemit și partidul lui antisemit, este invitat în Israel. Ce vor face domnul Muraru și ai lui de acum înainte? Abia aștept o plângere împotriva ambasadorului Israelului, că s-a întâlnit cu un antisemit și a partidului Likud, că s-a întâlnit un membru de-a lui, s-a întâlnit cu un antisemit. Și așteptăm o întâlnire a domnului Muraru cu cei din Hamas, ca să facă în ciudă Israelului că uite, și eu pot să fac ce ați făcut voi cu Simion. Ne oprim aici. Trăim, cum spunea cineva, în România și, din păcate, nu prea mai avem mult timp să ne mirăm de toate tâmpenile care se întâmplă în această țară. Numai bine, sănătate!